Hei, salutare, eu sunt Ale și bine v-am găsit un nou episod. Băi, de când am venit cu acest fidget spinner, bine, era imposibil să nu-mi iau, uitați, l-am luat de la un băiat azi, 13 i-am dat pe el. Băi, ce este atât de special la un fidget spinner? Adică îl învârți pe un deget, ce să pui pe alt deget? Și acum întrebare, și uitați, de când a apărut moda cu Kendama, toată lumea și-a dat Kendama. Când a apărut moda cu fidget spinner, și-a luat spinner. Băi, eu acum vă întreb în comentarii, lăsați-mi în comentarii, când n-am mai postat eu episod special, care este mai bună, Kendama sau fidget spinner? Fidget spinner știu că ui așa, 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 dar cu Kendama poți să dai cupă mare, încerci bird-ul, mai sunt niște tricuri, trebuie să mă văd, uite așa, uitați, Lighthouse, mai este și Finger, care mie nu iese tot timpul la mine. Opa, s-a stricat camera. Da, bă, hai, lăsați-mi în comentarii care este mai bun. Ăsta, lăsați, ăsta sau ăsta. Lăsați în comentarii. Eu, dacă vreți, vă fac un giveaway, acest spinner spinner costă 10 lei. 10 lei costă acest fidget spinner. Cine-l vrea, să scrie în comentarii. Eu și eu voi lua în calcul, dacă nu mai sunt plecat pe la școală, pe la turnee, pe acolo. Îmi pare rău că n-am mai postat de ceva timp, dar hai să vedem. Dar hai să vedem. Kendama sau spinner. Eu vă las, eu sunt Alex, pe data viitoare, pa!